Vacanțele de lux ale funcționarilor publici, demnitarilor și altor persoane cu funcție de răspundere ar putea deveni subiecte de anchetă pentru Autoritatea Națională de Integritate. Propunerea, care ar putea fi inclusă în proiectul de lege privind reforma ANI, a fost pusă în discuție la dezbaterile publice pe marginea acestui subiect desfășurate la Parlament. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, unul dintre autorii proiectului de lege, propune ca inspectorii ANI, în cazul unor suspiciuni rezonabile, să verifice proveniența banilor pentru vacanțele de lux ale demnitarilor. Un exemplu simplu. Persoana declară un venit oficial, zicem, 10.000 sau 15.000 de lei lunar, dar își permite să cumpere un pachet turistic sau de servicii turistici care costă 7.000 de euro, 10.000 de euro. Eu cred că acest aspect este important, ori el ar constitui totuși un punct de pornire în cazul situațiilor în care au fost suficient de șmecheri sau de abili să-și ascundă, bine mersi, averea. Ideea nu e pe placul președintelui Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci. Aici trebuie inspecția de stat fiscală să intereseze, nu? Autoritatea sau inspectorul de integritate să facă 200 de demersuri la toate agențiile de turism, să-l caute pe subiectul declarării, când și-au procurat, de la care companie, cât a fost cheltuit bani din bugetul său pentru a merge în acea călătorie. Proiectul de lege privind reforma Autorității Naționale de Integritate, care include un nou mecanism de verificare a averilor și intereselor, a fost votat săptămâna trecută în prima lectură. Deputatul PAS, Olesea Stamate, a dat de înțeles că la sfârșitul lunii septembrie documentul ar putea fi aprobat în a doua lectură, însă până atunci vor mai fi organizate dezbateri.